venit în lumea de apoi. În cazul în care v-ați întrebat vreodată, tribul Talotoco, de pe o insulă la 300 de km la est de Sumatra avea dreptate. Cu toții în ajunge în iad. Aici. Dar este un iad prietenos. Abia dacă ești torturat zilnic de mai dragon demonice. Astăzi, probleme pentru un jucător de League of Legends. Istoria se repetă pentru Robotochi, parțial și toată lumea pleacă de la Electronic Arts. Oare de ce? Dar mai întâi! <fix> În cadrul evenimentului CES 2014 din Las Vegas, Nvidia a dezvoluit un nou procesor dedicat platformelor mobile, numit Tegra K1. Acesta are în esență puterea unui supercomputer, dar poate să încapă în orice. Absolut, orice! Nvidia a demonstrat cum o tabletă echipată cu un Tegra K1 poate rula Unreal 4 la un detaliu nemai văzut. Dar acesta este abia începutul. Mașini, da! Mașini echipate cu procesoare Tegra K1. Mașini inteligente capabile să proceseze date la o viteză nemai întâlnită. Cu borduri digitale echipate cu procesoare Tegra K1 ce pot fi personalizate într-un detaliu nemai auzit. Și asta nu este totul! Spatule, da! Spatule echipate cu procesorul Tegra K1 capabile să spatuleze inteligent. Și hârtie! Hârtie echipată cu procesorul Tegra K1. Această foaie are chiar două procesoare Tegra K1 și este compatibil cu G-Sync. Nu mă credeți? a costat dublu față de această foaie echipată cu un APU AMD și aproape care are aceeași performanță, așa că știi că este NVIDIA! Marcel Dexter Feldkamp, un jucător profesionist de League of Legends, a fost întors de la vama atunci când a încercat să intre în Statele Unite ale Americii pentru un turneu la care trebuia să participe alături de echipa sa ce nu este cerbilopătare așa că numele nu contează. După ce au fost amânate, două zboruri a fost percheziționat în mod aleator și a fost pierdut bagajul, Felcamp a fost informat că nu are voie să intre în țară. Motivul? Aparent, autoritățile l-au gancat cu anularea vizei sale temporare, pe care o obținuse până ce viza de atlet era acordată, deoarece erau de părere că Feldkamp vrea să facă un backdoor în țară pentru a putea lucra ilegal. Chiar s-ar putea spune că i-au dat... DENY! <fri> Luma avea mai mult sens dacă era vorba de un jucător de Dota 2. Mai țineți minte când vă spuneam anul trecut despre cum poliția a dat năvală la studioul lui Robert Bowling și că erau să împuște un manechin al lui Ghost din Modern Warfare 2? Ei, altcineva a dat năvală de această dată la studioul lui Robert Bowling. Probabil tot înarmați, dar cu alte intenții. Un grup de hoți au încercat să jefuiască studioul Robotoki, spărgând geamul ușii de la intrare, dar fiind goniți după câteva secunde de însuși Robert Bowling, care încă mai lucra la acea oră târzie, în ghilimele. Întregul incident a fost prins pe camera de supraveghere și este chiar comic sau ar fi dacă doi indivizi ar fi încercat să jefuiască acest studio. Incidentul ridică totuși câteva întrebări. Cât de dobitoc trebuie să fii pentru a încerca să jefuiești un studio de jocuri la ora 7 seara într-o zi de lucru? Dacă ar fi rămas la fereastră manechinului Ghost, jefuitorii ar fi fost descurajați? Cum se face că Robert Bowling era din nou acolo singur? Oare el a chemat atât poliția cât și hoții, fiindcă se simțea singur și voia companie? Sau era vorba de jucători de Call of Duty ce încă mai sunt supărați din cauza lui Modern Warfare 3? Nu avem răspunsuri la aceste întrebări, deoarece internetul ne-a învățat că știrile nu funcționează așa. Anul 2014 a început cu stângul pentru Electronic Arts, fiindcă altfel nu ar fi Electronic Arts compania pierzând în prima săptămână nu unul, nu doi, ci șase membri de top din diversele sale studiouri. De la oameni despre care n-ați auzit vreodată ca fondatorii studioului Chillington, la CEO-ul studioului PopCap și chiar fondatorii studioului Criterion. Da, studioul care a făcut Burnout și ultimele jocuri Need for Speed jocuri predominant bune sau care măcar pot fi numite jocuri fără niciun fel de ezitare. Care este cauza acestui veritabil exod? Motivul? Temeiul? Pretextul? Nimeni nu poate spune cu siguranță, așa că am contactat pe expertul nostru în materie de motive, pretexte, temeiuri și scuze, Mark Etting pentru a afla mai multe. Marc, bun venit la emisiune și un an nou fericit! Cum este prin tărâmul celor vii? E grozav aici, ca de obicei, cum să nu fie! Și nu-ți face griji ca un vampir avocat de marketing pot să vă scot din orice iad până la sfârșitul lunii! Deja cunosc personal trei variante ale diavolului! Mulțumesc, Mark, dar ce știi despre plecarea atâtor oameni de la Electronic Arts? S-a întâmplat ceva la companie? Să se întâmple? Ce să se întâmple? Absolut nimic, e și din comun. De deci, ce ai crede că s-a întâmplat ceva? E și din comun și complet neașteptat. Deci așa ceva este normal? Normal că e normal. Lumea se mai satură de companiile pe care le-au construit cu sânge și transpirație, de oamenii care le erau familie și de visele de a clădi un viitor din propria muncă. Se mai schimbă structuri, mai intervine niște sinergie, se mai amalgamează niște recontextualizări proactive sau se rebrandează niște milestones corporative. Acele erau cuvinte de corporație care înseamnă fix nimic. Sigur, nu are nicio legătură cu acele tentacule care par să iasă din sediul care se află în spatele tău? Tentacule? Care tentacule? Cum sunt? Și un tentacul? Cum să, să, să fi? Adică, mai tentacule, în spatele tău e o maimuță cu trei capete! Îl cheamă Jeff, este masorul meu, Mark. Nu încerca să schimb subiectul! Mark? Mark? Tipic! Punem punct aici aceste ediții. Acum, dacă mă scuzați, Jeff mă așteaptă pentru masaj cu ulei. Mult ulei! S-ar putea spune chiar că este o baie de ulei. Cald. Încins chiar. Într-un cazan. Și când spun masaj, adică în junghiere repetate cu o furcă. După reclame. Shaquille l a dezvăluit la CES că se lucrează în acest moment la o continuare pentru Shaq Fu. Nu este clar dacă glumea sau dacă vorbea serios. Cert este că deși Shaq Fu a fost un dezastru, dacă va exista, continuarea are potențialul de a fi divertisment de calitate, în sensul că ne așteptăm să fie un dezastru și mai mare, care ne va amuza ani întregi.